Un lider Deloitte creează o cultură care valorizează relațiile reale dintre oameni. E empatic și are viziune. Are acel ceva care ține oamenii aproape și reușește să-i inspire. Este un profesionist excepțional care nu se rezumă doar la a da indicații, ci inspiră prin propriile acțiuni. Un lider Deloitte are foarte multă încredere în el, dar în același timp nu este arogant și totuși își păstrează foarte mult umanitatea. Ce este marcant la liderii Deloitte este că ei sunt aproape de oameni, au compasiune. Este o persoană orientată către business, care încearcă să vină cu soluții la orice problemă îi prezinți. Este o persoană care își încurajează echipa, care oferă echipei sale respectul cuvenit, creează un mediu propice ca oamenii din echipă să își atingă potențialul maxim. Un lider Deloitte are pasiune pentru ceea ce face, o viziune și o strategie foarte clară, are capacitatea de a conecta oamenii și a-i determina să lucreze pentru un scop comun. Sunt foarte friendly cu absolut toată echipa, de la intern, la consultant, senior și așa mai departe. Poți să vorbești absolut orice cu ei, ai ușa deschisă at all times. Îl recunoști în primul rând prin impactul pe care le aduce în piață. Îl recunoști după integritate, valorile pe care le inspiră, empatia pe care o emană și modul în care reușește să se dezvolte alături de ceilalți. Atitudinea mea de lider se bazează foarte mult pe empatie, pe capacitatea de a înțelege nevoile oamenilor, de a înțelege emoțiile. Cred că sunt un lider din mijlocul oamenilor și îmi place ca în fiecare zi să fiu alături de ei, să-mi împart cafeaua cu ei, să-mi suflec mânecile când vine vorba de muncă alături de ei și să ne bucurăm împreună de fiecare realizare. Atitudinea mea de lider este orientată, evident, către oameni și echipe. În primul rând, confirm statement-ul. Sunt un lider participativ, dacă e să vorbim de teoria leadership-ului. Nu cocoloșesc oamenii, ci încerc să cultiv antreprenoriatul.